Invitatul dialogurilor pe CNews de astăzi este scriitorul, jurnalistul, analistul politic și cred că și părintele sau unul dintre părinții presei românești postdecembriste, domnul maestrul Ion Cristoiu. Bine ați venit, maestre! Prima oară în studioul nostru la PS News. Poate vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Cu ocazia asta vă fac o invitație în avans. Sigur, momentul de ultimă 100 de metri al campaniei electorale va face și principalul obiect al dialogului nostru de astăzi. Și prima întrebare ar fi, cum vi s-a părut această campanie electorală? Foarte mulți au spus că a fost una dintre cele mai stinse, obscure, liniștite, nu știu cum să o descriu. Dumneavoastră, cum ați văzut așa, acum ajuns aproape la final? Eu văd ca o catastrofă pentru democrația românească. Atmosfera dinainte, de la alte campanii, panouri, tricouri, creează și în alte părți ale lumii, o atmosferă. Atmosfera de eveniment. Sigur că nu aveau, puteai să pui o pădure de panouri într-un oraș, nu înseamnă că oamenii îl votau pe cel de pe panouri, dar crea o atmosferă. Perioadele de campanie electorală sunt perioadele de mare educație civică, de mare educație politică. Oamenii până atunci nu sunt interesați. Dar și noi, în loc să folosim acest moment, foloseai prilejul creând, întreținând această atmosferă de mare eveniment care va fi pe 5 iunie, oamenii începeau să simt, pe de o parte votau mai mult în cunoștință de cauză decât acum și pe de altă parte alte generațiile tinere aflau că există, că sunt alegeri locale, că sunt într-un singur tur, că ce trebuie să faci. Această atmosferă n-am înțeles-o, a omorât și a omorât un moment de educație civică. Și totuși legile, că e un pachet de legi în toată povestea asta, și le-au dat ei, politicienii, care ar trebui să fie cei mai interesați și de a fi prezenți și de a avea voie să aibă o campanie electorală. De ce să-și fie omorât, să-și fi tăiat singur creaca de sub? Nu, i-au făcut din adins. Deci noi asistăm la ora actuală cu o uriașă ipocrizie a partidelor mari, PSD, PNL, pe de o parte, mai ales PNL-ul, în discuțiile publice, intervenții publice, spun că sunt pentru înnoirea clasei politice, pentru reformă, iar pe de altă parte au făcut această lege care, într-un fel, e favorabilă marilor partide, pentru că pe o non-atmosferă de campanie și un non-eveniment vor ieși electoratul care e scos de structuri, de cel disciplinat, au făcut tot ce a fost posibil să nu fie două tururi. Două tururi a fost un moment extraordinar pentru democrație, că între cele două tururi s-ar fi dezvoltat, vă imaginați, și noi, și jurnaliști, și noastră v-am fi spus despre asta, și în plus ar fi dat posibilitatea cele două tururi, alegerile două tururi, posibilitatea să se afirme între cele două tururi și alte personalități. Gândiți-vă că noi, duminică seara, s-a terminat. Dacă erau două tururi, începeam discuții. Apărea un om de pe locul 2, da? Care poate era un independent. Apărea un loc de pe locul 2 sau locul 3 care îi dădea celui de pe locul 1 voturile. Eu cred că a fost un făcut din adins pentru ca să iasă numai electoratul lor de partid al structurilor. Dacă, din punct de vedere al candidaților, ei nu prea au jucat în spațiu public, în schimb a existat un jucător, nu neapărat în campanie, dar în precampanie cu siguranță a fost extrem de vizibil și mă refer la DNA. În ce cheie să decriptăm acest joc și dacă e bine pentru democrație ca acest jucător tacit să existe inclusiv într-o campanie electorală? Nu e bine nici pentru democrație, dar în primul rând nu e bine pentru DNA. Lupta împotriva corupției în varianta penală, pentru că lupta împotriva corupției presupune și poate fi redusă numai la pedepsirea corupților. Trebuie da. Și crearea unei întreg, lucruri mai complicate. Deci felul, imaginea, nu știu dacă a fost din adins sau nu, de
tendențiozitate de chemare a unor primari sau candidați acum, când puteau fi chemați după sau înainte, nu ține cont de psihologia poporului român. Deci românii sunt o drăcovenie, în sensul că îi enervează când vrei să le vâri ceva pe gât. Eu cred că dacă vom avea, ce ți dau sondaje, nu pot să știu, acel succes al PSD-ului va fi și ca urmare a campaniei duse de DNA. Adică românii vor spune, de ce să ne impui tu? Nu știu, adică o să râde, deși 3/4 de oameni pe care îi întrebăm spun că nu interesează politica, votul, să știți că chiar sunt mândri. Undeva așa când ajunge ceva, lasă că depinde de mine. Deci niciodată nu e bine, și avem exemplul lui Ceaușescu, să întinzi coarda cu opinia, cu acea masă uriașă care sunt votanții. Credeți că acest gen de mentalitate e cea care a permis să existe fenomene de tipul Chiliman, Onțanu, Oprescu, Vanghelie, oameni pe care DNA-ul i-a ostracizat în ultima perioadă și nu neapărat recentă, ci de mult timp, și care, dacă ar fi candidat, unii chiar candidează astăzi, spun casele de sondare, ar câștiga aproape cu siguranță primăriile unde ei au activat? Sunt mai multe cauze. Principala este un lucru pe care m-am mai spus-o noi jurnaliștii, da. Uneori, mai ales analiștii, nu ținem cont. Adică noi reducem România, cum spunea Zaharia Stancu, uităm țara de dincolo de Chitila. Zaharia Stancu a fost în 45, un reportaj extraordinar. Adică noi reducem România la, cum numesc eu, bordelul ăsta alcătuit din Palatul Prezidențial, Palatul Victoria, Casa Presei Libere și Parlamentul. Și considerăm că tot ce se întâmplă aici, ați văzut, pe site-urile noastre, pe agențiile noastre de știri, la televiziune, la care vreau, au un ecou extraordinar în țară. Ori judecata omului simplu, nu numai la noi, al celui care votează, care iese la vot, se bazează în primul rând, pe partea de viață cotidiană economică. Deci, foarte mulți primari, mai ales în materie de primari, sunt judecați după ce au făcut. Am stat de vorbă ultimul timp cu tineri care spuneau că nu votează și i-am întrebat și a zis că ar fi votat cu Onțanu. Păi de ce? Păi și a făcut ceva. Cu Piedone. De ce? A făcut ceva. Deci vedeți, la un moment dat, la nivel local, oamenii vor un primar care să facă ceva pentru ei. Nu vor nici cinstit, nici corect. Asta este una din cauzele acestei. Și repet, după părerea mea, în perioada asta de nou putea să fac o pauză în materie. Nu costa nimic în materie. Adică au și venit, la un moment dat am avut impresia că la Urguța Vasilescu a fost din adins. Să mai dea 10%. Adică, da, ori vii și are ceva, arăți că are castel și asta îi contează, ori dacă nu, o lași în pace. Să știți că foarte multă lume a spus că acest caz al Urguței Vasilescu a fost un moment de turnură pentru acțiunile, sau față de acțiunile DNA-ului, și că aici probabil că au greșit-o și va costa această acțiune. Acum, sigur, rămâne să vedem. Da, eu am spus, eu dacă eram în calitatea mea de comunist, făceam mai rău decât ea. Deci, teoretic, a făcut o... Sigur, de punct de vedere al statului de drept luat la nivel, la virgulă aia, nu știu, a încălcat legea. Dar de punct de vedere al cetățeanului de acolo, ea, teoretic, a pus niște gheorțani care aveau bani și a zis să plătească un lucru pentru societate, pentru comunitate. Da, și eu aș fi făcut, adică, mă rog, dar atunci poate că... Iar momentul în care ai luat-o, iarăși a fost un extrem de controversat. Și după 6 iunie era aceeași fapt. Da, eu cred că ar trebui să... Dar nu cred că vom atrage, trebuie să tragem niște concluzii. Lupta împotriva corupției trebuie să țină cont de ce urăsc românii pe corupție. O românii urăsc pe corupți nu pentru că au încălcat legea, că nu interesează. Urăsc pe corupți pentru că văd în unii dintre ei gheorțanii care își afișează. Deci normal era ca DNA-ul să se concentreze pentru a câștiga opinia pe aia care își afișează bogăția. Îmbuibați. Adică
Următorul care vii la Corlățean, am auzit și eu oameni chiar și care nu erau PSD și care spune, dom'le, dar de fapt ce a făcut? Păi stați un pic, a fraudat votul. Și bun, și care e? Doi, era foarte important să le iei banii. Faptul că ei au ieșit în continuare și ce... Dar spuneți-mi și mie, unul care face pușcărie s-a făcut și a rămas sărac. Nu sărac, mai puțin bogat. Și atunci oamenii... Deci, sigur, nici măcar în Finlanda o marea masă nu ajunge la subtilități. Adică a încălcat legea cu virgula cu tare. El m-a cotit mai mult la noi. Cred că de asta a fost o... Dar vom vedea după alegeri, nu putem vorbi. Știu că nu sunteți un adept al scenaritei și nu aveți așa o pasiune în a comenta scenariile unora sau altora, însă în ultima vreme se aruncă foarte des pe piață ideea aceasta post-electorală, nu știu dacă neapărat după alegerile locale sau după generale, a unei coaliții în aceasta parlamentară care să-l suspende pe președintele Iohannis. Credeți că există o astfel de gândire sau că oamenii aceștia ar putea... Nu, după președintele Iohannis îl vor suspenda ei cu E mare, nu partidele. Dacă la un moment dat structurile care l-au pus își vor da seama că el coboară, pentru că până la urmă garantul structurilor al instituțiilor de forță este președinte. Și vor vedea că nu mai au un garant și garantul acesta nu poate, vorba lui Traian Băsescu, decât dacă are de partea lui popor. Stai prost în sondaje, poți să... Uitați-vă acum, deci a venit și a zis SRI-ul și a făcut treaba, dar mă rog, un ver care mie nu-mi place, da? De el a uitat că are 30% în sondaje. Una este ai 90% și atunci românii spune, da, m-a zis ăla. Și una este să mă apere unul care e în cădere. Deci, din punctul acesta de vedere, eu nu cred. Nu cred nici într-o moțiune de cenzură, pentru că situația de acum, și de la președinție și de la guvern, convine de minune PSD-ul. Nu cred că și-ar fi putut dori o situație mai bună ca acum. Adică, cu un președinte care nu face mare lucru, și de ce să-l suspezi? Nu, vreau să spun că... Da, să găsești o variantă atunci să modifici măcar o parte din legea asta care dă niște puteri foarte mari unei instituții precum DNA-ul sau statului de drept și care a cam pus, i-a pus așa pe fugă, cam stau în trașee pe acești parlamentari care au obișnuit cu alt regim din punctul ăsta de vedere. În urmă, e un instinct de conservare, eu la asta mă gândesc când se vor uni și vor da mâna, bă, hai să facem ceva, că deci ne iau pe toți mâine. Alegerile, după părerea mea, și ce este foarte important, există o concentrare prea mare pe alegerile locale care pot fi riscante pentru șansa unui partid la alegerile parlamentare. După părerea mea, o victorie zdrobitoare a PSD-ului va fi o catastrofă pentru PSD, pentru că începe, la locale. Deci ținta sunt parlamentare. Da? Părerea mea, dacă PSD-ul are un triumf, nu știu, numai duminică seara sau numai luni dimineața, există două mari riscuri pentru PSD. Pe de o parte, să creeze atmosfera anti-PSD, pe care o știu din 90. Monstru PSD care vine și pe această atmosferă se poate lucra orice diversiune. Vine PSD-ul la putere și îl dă jos pe Iohannis și strică DNA-ul și ne duce cu rușii. E ușor, da? Deci dacă asta și doi, amorțește partidul. Pentru PNL, dacă vrea să câștige parlamentarele, cel mai bun lucru ar fi un dezastru acum. Pentru că ar... Și plauzibil din câte spun. Nu, eu zic, ar trezi partidul, eu știu ce, ar face un congres, ar trânti actuala conducere și... Ar pune mâna pe Lopez. Ori așa, da, după părerea mea, pentru amândouă ar fi catastrofal așa un rezultat călduț pe care să-l spună și PNL-ul că a fost bun și PSD-ul că a fost bun. Pentru că, încă o dată, să nu uităm, blocalele nu înseamnă nimic în raport cu parlamentare. Au fost situații când ai câștigat parlamentarele, dacă nu mă știu, 2004. Da. Zdrobitor și apoi la... E merg pe ideea că primarii pot fi agenți electorali la parlamentare. Nu. Iertați-mă, gândiți-vă că anul acesta avem alegeri pe listă. Deci, primarii au fost extraordinari la alegerile pe uninominale. Va conta enorm de data aceasta imaginea la nivelul partidului.
partide. Nu se uită nimeni pe listă să ia de la A la Z să vadă cine e acolo. Oamenii vor gândi în partide. În partide. În plus, tensiunea creată de dacă votăm pe partidul ăla, ne ducem de râpă, funcționează la parlamentare. La locale e greu să spui. Adică, bine, și dacă ajunge Gabi Firea la București, românul de la Cluj zice, și la noi e Boc, zic eu. Dar în momentul în care sunt parlamentarele și spui dacă ajunge partidul X, va fi un dezastru și reușești să creezi această imagine, și românul de la Cluj și de la Fălticeni, de la București, se va mai gândi când va pune ștampila pe partid, nu pe un anumit personaj. Maestre, înainte să mergem la ultima parte a interviului, când o să vreau să îmi spuneți părerea noastră despre, punctual, despre șansele unuia sau altuia dintre candidații la locale, vreau să vă întreb despre câțiva lideri tradiționali, să spunem așa, din politica românească recentă. Ce șanse au ei să revină și să mai performeze pe scena asta? Primul, Traian Băsescu? Da, destinul Traian Băsescu după plecarea de la Cotocini este un mister pentru mine. Știm cu toții că inițial a spus că după ce ai fost președintele României nu mai are nicio rost să mai faci ceva. Când am ființat Partidul Mișcarea Populară, dacă nu, am avut o discuție și am înțeles atunci, dar uite că între timp s-a schimbat, că pariul lui ar fi, ca să mă compar cu mine, cum așa apucă eu, cum aș fac oare un ziar. Că zice, băi, ia să vedem ce Cristoiul ăla mai face. Pe ideea că poate să facă un partid. Deocamdată, că ar fi justificat revenirea, ideea că el, maestru, m-am zis, tu faci un partid, da? Deocamdată nu văd în Partidul Mișcarea Populară partidul unui magistru. Adică, pe de o parte, e un partid în care iese el prea mult în evidență, adică, seară de seară, un partid în care el alții nu există și m-aș fi așteptat, că eu știu ce înseamnă să descoperi tine, ca el să descopere, să meargă și să vină la televizor și să spună, numai cu ăsta vin. Da, se pare că el nu are această calitate, asta e o calitate de magistru. Deci, din punctul acesta de vedere, el, trebuie să vedem acum rezultatele, la locale vor fi primului test și nu cred că îl vor ierta, sistemul nu îl va ierta. Altceva pe zona de dreapta, Călin Popescu-Tăriceanu? Călin Popescu-Tăriceanu și-a găsit această nișă interesantă cu drepturile omului, care e în prelungirea liberalilor. Deci eu știu, liberalii clasici din 90 până acum, ei au fost cu drepturile omului. Poate să nu se facă un mare partid, dar cu acest partid pe care îl are, un partid Balamava poate să reziste. Și pe partea de stânga, o revenire a lui Victor Ponta mai poate reprezenta ceva? Unii spun că se poate prin prisma faptului că încă tânăr și mai are energie. De regulă, din istoria post-decembristă nu s-a revenit. Deci eu, din punctul acesta, mă țin, dacă luăm orice om acum, că spun, Ciorbea. Da, mă, adică de regulă, când ai murit în politică, premierii căzuți n-au mai revenit. Mă uitam, așa cu o anumită nostalgie, nu ați văzut cine era Pete Roman în 1990, în decembrie 89 eram la revista Teatru și jurnalistele alea care erau deja în lupă decembrie, toate erau cu poza lui Pete Roman. Nici nu vă imaginați ce speranță era. Uite că, adică ceva e la noi, la români, că nu mai revin. De punctul acesta de vedere, e greu de crezut că revine. Pentru că între timp, din alții și alții. Pleacă Dragnea, nu știu cine va veni. Și Dragnea urma să vă întreb, credeți că o să iasă întărit după alegerile astea locale și va rămâne în continuare liderul partidului? Sau o să facă pasul înapoi? Eu cred că ar trebui să facă pasul înapoi, pentru că v-am spus, la parlamentare se va exploata foarte mult ideea de partid penal. Adică dacă acum la locale contează omul, atunci va conta foarte mult și cred că trebuie să facă, adică el să devină executiv și să vină un alt politician
din PSD fără nicio problemă, adică nu știu, dar ar trebui ales unul care să treacă printr-un examen de ăsta așa de dosar. Da. Unul care să nu aibă firmă, nimic, dacă se poate să fie născut ieri ca să nu poată fi prins. Pentru că până la urmă totuși... Greu de găsit o pasăre de genul ăsta în peisajul mioritic. Vă spun de ce este greu de găsit. Corupția în România fundamentală este corupția politică. Deci foarte mulți bani negri s-au dus nu atât în vilele lor. Că unii se încheie. Ci faptul că s-au dus în campanii electorale, ori sunt chiar și politicieni cinstiți, tineri, care au fost obligați să joace în horă. Adică nu au fost obligați. Mă duc în campanie la, nu știu, la Franța. Și ce fac acolo? Păi vezi că o să găsești un om de afaceri care o să-ți dea bani. Deci, din punctul acesta de vedere, am avut ca și în presă o supraproducție politică nesusținută economicește. Adică viața noastră, pentru că țărăta era la nivel american, iar economia noastră, capitaliștii noștri, erau la nivel de Bangladesh. Haideți să mergem un pic pe profețiile electorale, să le spunem așa. Ce credeți că se va întâmpla la București, la capitală? Gabriela Firea câștigă sau poate să facă cineva surpriza? De regulă eu evit profețiile și mai ales evit aceste triumfalisme de înainte de alegerile unor. Nu cred că va fi diferența așa de mare între Predoiu și Gabriela Firea, cum tot se spune, pentru că va ieși electoratul captiv și cred că din acest punct de vedere ieși Nicușor Dan, am și spus, e opțiunea mea, nu cred că va avea așa de mare succes, pentru că nu cred că vor ieși ăia care la sondaj. Problema la sondaj este, sondajul și votul este simplu. Sondajul, vine unul pe stradă. L-ai prins pe om? Da, era și la bibliotecă, nu știu, mă sună cineva, Irsop, mă rog, era la bibliotecă. Te l-ai prins unul, el răspunde că nu costă nimic, da, pe cine ai vota? Pe Xulescu, da? Bine, Xulescu, da? După asta, uneori el zice, da, domnule, votez pe Xulescu pentru că zice, bă, nu vreau să vadă că votez cu Y, da? Da. Dar la vot, știți cum e, trebuie să se scoldă dimineață, ăla zice, aoleo, știți, vreau, nu am mai trăit, dar de ce să mă duc la vot, e departe. Te apar probleme în timpul zilei și nu mai ajungi până seara. Și atunci va conta foarte mult masele de oameni care vor fi scoși la vot, dar în același timp, trebuie să ne așteptăm și la un vot anti-guvernul Cioloș care va fi pro-PSD. Deci s-ar putea ca acum să fie valul acela de mânie, e o mânie de revoltă față de guvernul Cioloș identificat cu PNL-ul, din nenorocire pentru PNL. Și pe sectoare, așa, pe rând schematic, vedeți o altă culoare decât roșu? Se mai poate câștiga și de alt partid? Nu văd. Nu văd, pentru că, deși surprinzător, la sectorul 1 te așteptai ca Chiliman să impună din punctul acesta. Cred că nu s-a legat foarte mult de actualul candidat, poate, sau nu suficient. Ca să... Nici nu prea e și public, nu știu de unde s-a scos, adică față de Piedone sau față de... Piedone a fost însă un fenomen. PSD-ul n-a fost în stare să și-l valorifice, fiind totuși în bucătăria sa până la momentul colectiv și uite că l-au luat alții și îl folosesc, îl plimbă ca pe urs. Eu nu pe sunt în sectorul ăla, eu sunt în unul, mă rog, o catastrofă, din punctul ăsta de vedere, uneori rămân și uluit, cum a putut să facă unele lucruri Chiliman acolo, dar în cazul lui Piedone... A fost o nedreptate. Sigur că, din punct de vedere politic, petrecându-se în sectorul tău, tu răspunzi în punctul acesta de vedere. Dar am înțeles că a făcut foarte multe lucruri. Deci eu cred că va conta, nu pot să spun cu una, la sectoare nu va fi atât un vot politic. Cred că va conta mult omul și, surprinzător, votul va fi inerțial. Va merge pe omul care a mai fost sau care este... Deci credeți că acolo au o șansă liberalii să ia primăria, până la urmă, folosind acest element. Nu știu, la 1 am înțeles că la 1, la 4. La 4, da, adică Piedone deja a transferat și până la urmă nu a funcționat critica la nivel, până la urmă, să știți că este că
e frumos, te laudă presa, te laudă ambasada americană, DNA, dar până la urmă pierzi alegerile. Dacă pierzi alegerile, da. Și ambasada americană, zice, mi-ai fost băiat simpatic, dar ai pierdut alegerile. Apropo de ambasada americană, poate pe final comentăm și asta. A avut o reacție destul de ciudată ambasadorul Statelor Unite, domnul Clem, în zilele trecute, chiar ieri parcă a ieșit, dacă nu mă înșel. Da, eu am fost foarte dur cu acest. Spunându-ne, aveți grijă ce vă votați, nu votați corupți, nu votați persoane dubioase, cam prea direct sfatul ăsta așa ne învață. Eu am o părere foarte proastă despre aceste intervenții. Dacă vreți, le pot fi explicabile psihologicește. Un ambasador, iertați-mă, deci cunosc bine birocrația de la Washington, am și studiat-o, deci un ambasador este un funcționar. Vă imaginați că acolo, în departamentul ăla de stat, da. El este adjunctul adjunctului cu tare. Din nenorocire, chiar pentru el, când vine aici, începe un cor de lingușitori. Adică începe presa care sună, ce părere aveți cu tare, începe un... Da. Și atunci e om. E om și începe să încalce protocolul diplomatic. Încă o dată, nu am întâlnit, și o spun, cunosc foarte bine istoria, nici ambasadorul sovietic, deci anumite lucruri se fac discret. Din punct de vedere diplomatic, nu ai voie să te amesteci în treburile interne ale țării respective, chiar dacă țara respectivă o consideră o colonie. Da. În cazul de față, el trebuia să dea un răspuns diplomatic, spună, poporul român e suficient de matur, n-are nevoie de sfatul meu. Putea să spună, să aleagă pe aia cei mai buni. Faptul că a zis să aleagă pe cei acuzați de DNA, nu e corect. Nu e corect și s-ar putea să trezească o anumită reacție care... Să fie inversă, poate. Să fie inversă. Nu, dar nu putem neglija faptul că nimeni nu-i spune din România. Sunt niște greșeli elementare încă o dată, pentru că nu ai voie, toată povestea aceea cu zgonea nu e de competența lui. Vedeți că ceilalți ambasadori nu se amestecă. Este o chestiune care interesează relația dintre România și Statele Unite ale Americii, da? Sigur că atunci trebuie să te pronunți public, da? Sunt anumite chestiuni care nu sunt convenite. Te poți întâlni discret cu ăla, cu ăla, cu ăla de la... Da, să vii să spui eu, să români, aveți grijă să nu votați pe cei acuzați de corupție. Bun. Iertați-mă, de la americani am învățat. Alegeri libere și corecte înseamnă democrație, da? Au ales ăia un elefant? Au ales, ăsta este poporul. Trebuie să ne închinăm în fața votului liber. Posibilitatea omului dăm atâta lucruri trebuie să-i dăm cetățeanului. Măcar atâta. Orgoliu, dreptul ăla, conștiința lui, că el duce acolo și votează pe cine vrea. Nu îi spune nimeni, nu îl manipulează nimeni, nu îl comandă nimeni. Nu. Asta, dacă noi asigurăm această conștiință că are și el o putere oată la 4 ani, să dea în cap altora cu buletinul ăla, atunci e democrație. Dacă vii și spui, nu vota pe ăla, votează pe ăla, să spune, nu înțeleg de ce. Știți, da. Am scris și o să vedeți mâine de un evenimentul zilei, mi-am reprodus editorialul meu după primele alegeri din 92. Am scris chiar în alegeri. Și ce este surprinzător? Că constatam atunci, în februarie 92, primele alegeri, cât de matur au fost România atunci. Surprinzător. Gândiți-vă că eram, știți bine, la 2 ani. Cu toate acestea, la București a câștigat halaicul. Deci a câștigat omul CDR-ului. Cu toate acestea, așa cum remarcam eu, fără să spună nimeni, nici ambasador, nici presă, până la urmă românii au votat și cu opoziția. Deci undeva au început să simtă, să-și dea seama... Că e bine să dai o contrapondere la ceva. Să dai o contrapondere. Deci eu cred că popoarele sunt mult, mult, infinit mai mature decât credem noi. Chiar și popoarele pe care noi le considerăm subdezvoltate. Popoare. Și atunci hai să-i lăsăm pe ei să voteze. Ce rost are să... Adică e umilitor. Trezești reacții de demnitate națională. Mai avem doar câteva zile și vom vedea exact dacă sentimentele de care ați vorbit se vor simți, se vor face abuzite și dacă lucrurile vor sta așa sau în alt fel. Eu vă mulțumesc, vă mai aștept cu drag ori de câte ori timpul vă permite și că am o să vă citesc o tare pe sine. Vă mulțumesc și încă o dată, oricând suntem alături și vă invităm la noi. Și eu vă mulțumesc.